Începând cu noul an școlar, va intra în vigoare prin ordin de ministru și noul statut al elevilor, elaborat în colaborare cu Asociația Elevilor din România, document care statuează relațiile dintre elevi și cadrele didactice în cursul procesului de învățământ. Noul document presupune și modificarea regulamentelor de ordine interioară ale unităților școlare. Ne-a fost transmis de către inspectorat, bineînțeles că apare și pe site-ul ministerului, și noi va trebui să-l punem și în aplicare. Asta înseamnă chiar modificarea regulamentului de ordine interioară ca să fie făcute adaptări după noul statut. Ce conține el, de fapt, pe capitole? Deci, în statut, bineînțeles că menționează, în primul rând, că asta ne interesează, obligațiile și drepturile pe care le au elevii, pentru că ei aici au urmărit să regleze anumite lucruri legate, chiar uitați, și de, vorbeam de transferuri, de măsuri disciplinare atunci, sau abaterile pe care ei le fac și măsurile pe care noi putem să le luăm. Cadrele didactice au însă și unele rezerve față de o serie de prevederi ale statutului elevilor din cauza ambiguității unor prevederi. Eu la câteva dintre ele chiar m-aș abține sau, nu știu, de exemplu, folosirea telefonului apare trecut în că este statut. Interzisă. Nu, că este interzisă, pot să aibă telefonul, bineînțeles, acolo apare cu condiția să fie folosit în scopuri didactice. În timpul orelor de curs. În timpul orelor, dar tot în statut apare ceva de genul că nu pot să adresez mustrare elevului în clasă. Colegii mei își puneau întrebarea în momentul în care prins un elev care nu folosește telefonul, că îi spune doamna profesoară, hai să folosim să vedem, nu știu ce citat. Aplicația. Da, da. Și el folosește de fapt să vorbească cu prietenul de afară. Să dea un SMS sau... Exact. Nu poți să-i confiști, pentru că înainte noi prin regulament asta stabilisem. Luam telefonul, stabilisem noi la directorul adjunct până venea unul din părinți la școală. În cazul folosirii telefonului în școală, care nu mai este interzis, nu există însă precizate și sancțiunile legate de folosirea acestuia în afara necesităților de informare în scop didactic. Pe de altă parte, nu mai este stipulată nici obligativitatea folosirii uniformei școlare sau a însemnelor specifice unei anumite unități școlare. Măcar venea părintele, era pus pe drumuri, el măcar acasă discuta cu copilul și nu se mai întâmpla, nu se mai repeta. Sau copilul era frică să mai facă, să mai chem iarăși pe părinte să vină la școală. Ori acum nici măcar lucrul ăsta nu mai putem să-l facem. Statutul poate este bun în anumite privințe, dar nu apar acolo și lucrurile care să se întâmple dacă elevul nu respectă și el drepturile, îndatoririle pe care le are. Nu apar asta, doar drepturile pe care le au. S-au umblat un pic și la îndatoririle elevului? La îndatoriri sunt cele pe care le știm, legate să nu facă prozelitism religios, politică în școală, să aducă, eu știu, reviste cu conținut pornografic sau... Sunt lucruri pe care le găseam și în statutul vechi sau în regulamentul de ordine interioară. Acum, iarăși, nu li se poate impune purtarea uniformei. Apariția noului statut al elevilor trebuie aplicată de la intrarea sa în vigoare și școlile nu mai pot aplica alte măsuri care contravin prevederilor acestui act normativ. Este clar că acum, apărând negru pe alb acolo, oricând, oricine, nu neapărat domnul doctor, poate să vină să ne citească articolul respectiv. Bun, asta să nu se impună, dar dacă, ca și până acum, mai ales la clasele mici, bine, asta, colectivele da, de părinți... Dar am spus, să nu se impună și atunci... E de ajuns, cel puțin dacă vorbim de la nivel de liceu, când încercam noi să luăm o hotărâre comună, doar știți foarte bine, unul singur spune că nu este de acord, este clar că nu putem să mai demarăm acțiunea. În Colegiul Național Roman Vodă învață unul dintre cele mai numeroase colective de elevi în anul școlar 2016-2017, fiind înscriși un număr de 1480 în clasele 1-12. Este destul de dificil de recunoscut identitatea elevilor, mai ales a celor care studiază în corpul B, în condițiile în care în aceeași curte învață și elevii liceului cu program sportiv, în condițiile în care aceștia nu sunt obligați să poarte nici măcar o matriculă ca semn distinctiv. Noul document elaborat de Ministerul Educației și Asociația Elevilor urmează a fi dezbătut pe larg în colectivele de elevi ale colegiului.